Unul din motivele de discuții în contradictoriu a celor 6 consilieri social-democrați din Consiliul Local a fost legat la ultima ședință de modul inechitabil, în opinia lor, de atribuire a unor recompense pentru cei mai meritoși copii care fie au promovat examenul de evaluare națională, fie cel de bacalaureat, cu note foarte mari. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de premiere a elevilor cu domiciliu în municipiul Roman, care s-au clasat pe primele 5 locuri la examenele de evaluare națională și respectiv bacalaureat. Avizul Comisiei Buget. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Cultură. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Discuțiile în contradictoriu au ținut de modul subiectiv de departajare al copiilor care ține de ordinul sutimilor, amendamentul social-democratului Radu Curpan, de meserie profesor, căzând în fața mașinii de vot liberale. Poftim, domnul profesor. Aveți cumva o listă cu elevii cu domiciliul în Roma care au studiat în alte localități, a 8-a sau la liceu? Nu avem informații în acest moment legate de liceu. Ar avea și dreptul de asta. Pe de altă parte, de ce primi 5 și nu primi 10 sau de ce? Păi nu știu, ai spus primi 100. Da. Indicați-ne deci sursa. Eu știu că anul trecut și în anul din urmă s-au premiat copiii cu nota 10. Este corect, da? Primarul municipiului Lucian Micu și liberalii au apreciat că discuția este dusă în derizoriu de consilierul PSD Radu Curpan. Când avem copii cu nota 9-98, explicația celor de pe care nu are voie. Tocmai ales să găsim și o limită, nu este nicio limită aici. Și de medie. Și de medie. Posibil să fie 8-50 primul. Deci, înseamnă că a fost un examen foarte greu și copilul acela e foarte bun. Deci, cel cu 8-50? Primii 5. Și mi se pare normal ca cel cu 10 să ia același premiu ca cel cu 9-90? Da. Domnul consilier, dacă aveți un amendament, propuneți și atunci... Duceți discuția asta a copiilor ăștia, o duceți în derizoriu. Sincer, părerea mea, propuneți amendament. Dacă aveți un amendament. Ce s-a fi întâmplat în tabăra socialdemocraților și care este motivul pentru care au îndrăznit să miște în front, dacă este o mișcare studiată de a mai ieși în evidență, este greu de spus. Interesant ar fi dacă asemenea poziții ar apărea și în alte chestiuni de interes mai mare pentru cetățeni, legate eventual de proiecte care țin cu adevărat de dezvoltarea orașului.